Doamnelor și domnilor, din studioul din Crângaș, vă prezentăm The Casual Friday Podcast cu Alin Florescu și tânărul Sergio. Podcastul ăsta e despre orice și podcastul ăsta are de toate. Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, sunt aici cu Șurubel, ce faci, man? Salut, Alin, mi se zice și Andrei? Andrei. Sau cum vrei. Dar cred că trebuie să ajungem la un nivel, știi, să gen... Să ne apropiem foarte tare ca să mi se zică Andrei. A, deci stai puțin pe tine. Adică dacă stau aici, poți să-mi zici Andrei, știi? Am înțeles. Și așa fi și... Da, gen, dubios. Mi se părea, de exemplu, că poreclele sunt pentru prieteni apropiați și, de fapt, numele astea formale sunt pentru oameni care nu prea... Nu, la mine a fost invers, că porecla asta vine din liceu. Jucam fotbal la echipa liceului. Nice. Nu prea jucam, în sensul că eram rezervă și când eram eu pe a 10 așa, eram la un meci, nu prea mă băga, eram pe banca de rezervă și am vorbit cu unul de la 12 care era în teren și zic, bă, fii atent, bă, ăsta e bătrân antrenorul, nu vede oricum, ieși prin spatele porții, intru eu să joc și eu 2-3 minute. Și am intrat, am pierdut mingea, evident. S-a supărat antrenorul și el nu înțelegea ce caut eu acolo, care, și la un moment dat s-a enervat și a zis, bă, că era și senil, nu ține aminte nume, știi? Mm-hmm. Bă, ce l-a băgat, bă, pă, șurubel ăsta în echipă? Și ăștia au început să râdă, am luat gol, după aia a rămas așa și cumva de acolo a plecat ideea asta. Deci acolo am înțeles. Dar prietenii care îmi sunt vechi nu au acceptat-o din prima, știi? Nu? Și okay, toți okay, îmi zic okay. Andrei. Ok. Da, dar uite, adică, nu știu, a devenit super popular porecla asta, adică Andrei un nume așa, super common, știi? Știu, deci, funcționează. A prins super bine asta. Deci, practic, prietenii tăi apropiați acum în prezent îți zic mai mult Andrei? Da. Și așteptam. Da, și mai ales că după aceea mergând la radio și preluând porecla asta către radio și transformându-se într-un fel de brand, ei cumva au respins-o și era gen, a, șurubel de la radio, hai să-l chemăm la bere și pe șurubel de la radio. Și era gen, haide frate, fă bun. Am înțeles, băi, da, e tare asta. A, nu, eu, mă rog, eu te știu din culturi de pe vremuri, de când băgai muzică și... Ce vremuri, nu? Și o mixai pe aia de la Delirii cu Se cacă pe muzica ta exact ca șurubel și una după aia drum. Cele mai mari realizări din viața mea. Da, mă, frate, m-am gândit. Adică vine, eu inițial mă gândeam că Delirii zice că Se cacă pe muzica ta exact ca șurubel în sensul în care o bagă în Culture House, știi? Ce bunesc. Și după aia am văzut clipul ăla cu tine cu manelele, nu? Despre asta era... Da, practic asta s-a întâmplat. Îți dai seama, deci cât să te bucuri la 20 ceva de ani, da. Cum eram eu și în culturi și DJ acolo, să auzi la un moment dat o piesă de la Delirii, că mi-a scris ea, zice, bă, vezi că uite pe piesa asta, zic de tine. Și am zis, frate, a zis Delirii, de mine ești nebun? Pe o piesă! Și da, asta face că face referire la clipul ăla. Eu am făcut un clip la un moment dat, pentru cine nu știe, care se numește Laxativ pentru creiere. Ca să dau spoiler din el, e un clip în care... sunt eu pe WC-ul și nu, tranzitul nu funcționează, da? Îmi pun niște căști, încep niște manele și merge. Tranzitul e bun, nu știu ce. Da, da. Și cumva tagline-ul e și tu te caci pe manele. Da, da, da. Și a prins, ăla a fost cumva un fel de viral la vremea lui, când nu prea stătea lumea pe rețelele de socializare așa mult ca acum. Și cumva l-a văzut și el și i-a plăcut și așa. Mi se pare tare că îți dai seama cât de vechi e clipul, dacă, adică, gen pe vremea în care ai făcut clipul, încă era la modă să hate-uiești manelele, știi? Acum e mult mai chill cu manelele. Păi, acum e curentul ăla contra cu, haide să iubim... Hai să iubim tot ce e în jurul nostru. Bă, poți să spui și așa, dar cumva clipul ăla n-a venit dintr-un hate față de manele, știi? Eu nu eram ăla care să zică, bă, mamă, ce nașpa, că urăți manele așa, așa. Pur și simplu, la un moment dat mi-a venit jocul ăsta de cuvinte în cap, că cineva... Ideea e că eu lucram la MTV atunci, cred că am zis povestea asta de mie de ori, dar nu contează, poate sunt oameni care nou. Eu lucram la MTV și... Eu n-am auzit, de exemplu, deci perfect. Eram în seara în care urma să mă dea afară. Ah.
Și nu, că gen dădeau afară toată redacția și ne chemau pe rând, ne sunau și ne chemau la HR. Și toți plecau, se întorceau plângând, mai plecau și știam că urmează să mă sune și pe mine și a trebuit să mă duc la baie. Și eram în, dacă știi unde era clădirea ProTV înainte, Pace Protopopescu, aia înaltă cu LED-urile alea roșu, verde și albastru. E eu sunt gen... București de puțin timp. Aia e legendară clădirea aia, mă rog. Și eram la etajul 8 în clădirea aia. Și baia era o chestie super mică, gen, te duceai, deschideai o ușă, trebuia să te trecuri așa pe lângă ușa aia, să închizi ca să ai loc să te așezi. Și un geam mare în față care dădea în tot bulevardul. Era seara pe la 6, se vedea frumos bulevardul, eram acolo pe WC-ul. Și mi-am găsit playerul în buzunar, aveam un player de la, știi cum erau sticurile alea de, da. Aveam numai șafă. Da, aveam și eu prima oară, da. Da, și mi-am pus o piesă, mi-am pus căștile așa și stăteam și a început Patrice, Everyday Good. Mamă, și așa bine. A, era bine. Și m-am dus la ăștia înapoi în redacție și zic, bă, știți ce am făcut eu? Și ăștia ce? M-am căcat pe reghe, frate. Și oamenii erau gen... Cum adică? Și atunci mi-a venit în cap, zic, bă, vezi că are două sensuri și zic, ok, mă duc să fac acasă un clip în care, gen, mă cac de pe manele. Mă duc să fac istorie în YouTube-ul românesc. Da. Da, gen, de acolo a plecat faza cu, de la chestia aia când ai văzut că are succes și că devine virală și asta, de atunci te-ai gândit să faci chestia asta, să te apuci de YouTube și chestii? Sau tu făceai înainte? Nu făceam înainte. Asta e că nu făceam înainte. Nici nu cred că aveam clipuri pe canal. Dar m-a spart când am văzut cum s-a dus. Că lumea își trimitea clipul ăsta pe mail-uri. Dacă pe vă mail-uri. Vine să credeți, a existat o perioadă când se întâmpla asta. Okay. Știi că își dădeau mail-uri în corporații? Da. Gen, băi, ați văzut ceva funny? Fiți atenți, am chestia asta. Am chestia asta. Nu, băiatul, da, am ceva bună. Da. Cam așa se răspândeau cu conținuturile astea. Și s-a dus super bine și eu așa m-am angajat la Radio 21. No, la modul că îți dai seama, cineva a trimis la cineva de la Radio 21 clipul ăsta și i-a zis, a, uite frate, ceva funny. Ăla s-a uitat și a zis, pe ce-i cu puștul ăsta? Păi vezi că face radio, eu făceam radio atunci la un radio de studenți care se numea Pro FM Campus. Aveam studio în R2, în regie, în club, pe dreapta cum te duci spre toaleta femeilor. Da, am luat la noi un moment dat, am luat aia de la semnul de la toaleta femeilor și l-am pus pe studioul nostru și stăteam acolo noapte. Ce, eram atât de rebeli. Mamă, ce cool. De blană, frate. Da. Păi nu, că s-ar putea să trească să mă mușc eu cu studioul și poate mă bag și eu acolo, de ce nu? Păi s-a schimbat între timp, au fost acolo mai multe tipuri de cluburi, printre care și unul de manele, la Mia Musica, da. Sau ceva. Dar înainte, când eram noi acolo, era un club de studenți care se numea R2 și era cu de-astea, cu 3 beri la 3 lei, adică o chestie din asta. Studenții nu plecai de acolo treaz niciodată. Sau cum era în Blue Park, în regie, unde femeile beau gratis. Gen, îți dai seama, își permitea oamenii... Asta eu cred că ar trebui să fie proiect de lege. Proiect de lege, nu? Da. Bă, deja există că intră gratis în club, dar gen și asta cu băutura gratis. Ar putea să fie încă o chestie care ar atrage mai mulți turiști în România. Femeile beau gratis la noi. Da. Și bărbații foarte scump. Și bărbații extrem de scump. Ar fi funny. Da, și de atunci am zis asta și ulterior cumva au și apărut oportunitățile de a face clipuri, până când la un moment dat m-am gândit să fac 10 lucruri cu Ionuț și cu Vali și așa. Și acum nu mai faceți 10 lucruri, nu? Bă, mi se pare că a trecut canalul ăsta prin o grămadă de chestii. Noi făceam sketch-uri când foarte puțini oameni făceau, gen 2011 erau activi Creative Monkeys, da. Ilariant și Sector 7, din ce știu eu. Mikey H nu zice asta, Mikey H zice că el a fost primul. Dar Mikey H n-a făcut sketch-uri niciodată. Da. Adică făcea Ray William Johnson de România. Da. Adică... Și după aceea cumva am avut succes, am făcut 200 și ceva de mii de subscriberi, eram super bine. După aia Vali a zis că, bă, ori facem din chestia asta vrea ceva. Vrea să fac o carieră solo. Cumva, am mai zis povestea, el și-a dorit ca noi să muncim mai mult un pic la proiectul ăsta. Okay. Și să luăm în serios, poate să ne ocupăm doar de el, știi?
Și noi eram, bă, stai, aveam joburi, el pe atunci era mai liber cu timpul, noi aveam joburi, eram, bă, stai că nu pot să lucrez la program. Ce frumos, ai spus jomer. Eram puțin mai liber. Era puțin mai liber. Și cumva nu ne-am pupat pe program și el a zis, bă, bine, atunci, na, eu mă apuc să fac treaba mea și a avut mare succes. Se pare fenomenal. Am mai continuat eu cu Ionuț o perioadă și după aia cumva faptul că munceam și în altă parte și radio-ul ne-a acaparat foarte mare parte din timp. Ne-a făcut să mai reușim. Mi se pare tare la el că gen face exact aceeași chestie clasică de pe internet, iau videouri și le comentez. Și gen nu e absolut nimic nou la chestia, sau o face super bine și super iese și... E un personaj, Vali, are stilul ăsta. Mi se pare că și rezonează cu mulți oameni și spune niște lucruri pe care vrea să le spună mulți oameni, dar poate n-au tupeu să le zic așa. Da. Și fața aia. Fața aia când e atât de morocănos așa de zici că eu acum abia m-am trezit, dar Vali, tot timpul zici că abia s-a trezit. Mă, cum e să faci? Tu faci matinal, nu? Da. Cum e să faci matinal? Păi deja o fac de 4 ani. Nu am crezut în viața mea. Imaginează-ți ce înseamnă să fii DJ 5 ani în club și să-ți lucrezi doar noapte. Efectiv să-ți pierzi nopțile rău de tot și viața și corpul să-ți-l nenorocești și după aia cineva zice fii atent. Ai șansa de acum încolo să faci la radio cel mai râvnit tronson în general de către oamenii de radio, pentru că în momentul în care intri în radio ce vrei să faci e tronsonul de dimineață, pentru că lumea ascultă doar în mașină. Sunt oameni în mașini, e trafic foarte mare, audiența e mai mare, banii sunt alții, cumva sunt reflectoarele pe tine, știi? Și am zis, bă, ok, hai să facem asta, dar trecerea a fost super grea, super grea cu organismul. Încă mă tine. Și la cât te trezești ca să faci matinal? 5:15. Nu, sunt oameni, uite, acum asta mă gândeam, că nu pot să mă mai plâng de chestia asta, că mai vorbesc cu oameni și le zic, bă, mă trezesc la 5:15. Și oamenii sunt, dacă și eu mă trezesc tu la 5:15, care e problema? Știi că gen să trezesc la 5:15, să ia autobuzul, să se ducă de nu știu unde până la muncă, unde fac o oră jumate și așa, și parcă mă simt prost, că eu mă duc undeva unde chiar mă distrez. Și chiar nu, adică nu ar trebui să-mi displacă chestia asta și nu-mi displace, dar sunt 5 minute alea de când te trezești și stai așa pe marginea patului. Și îți prestezi în viața și zici, de ce nu puteam să fac altceva? Și prietena ta, gen, lucrează, să trezi tu la 5? Nu. Da. Și fac tot posibil să nu se trezească la 5. Ea teoretic se trezește la 9. Și de aici, tot struggle-ul pentru mine e să mă trezesc dimineața și să nu trezesc pe ea. Mers pe vârfuri, pus haine de cu seară în living. Să nu cumva să ai treabă cu vreo pungă. Nu, niciodată nu am voie pungi dimineața. Sunt, dar am semn din ăla așa, o pungă și e tăiată. A, serios? Gen, da, nu foșniță. Așa. Fac duș în genunchi. Gen... Bă, e mișto că te și rogi în același timp și... Dar cum adică? La ce contribuie asta? Nu cade apa de așa sus și nu se aude așa tare. E fizică, e foarte greu. Bă, da, voi iubiți mult, frate. Țin foarte mult, aia, da, bravo. Dar are un somn greu. Nu, e gen dacă s-a trezit, nu se mai culcă, da. I-am stricat toată ziua. Vezi, frate, uite, voi că sunteți din București, e mai nasal pentru voi, dar eu care am stat la cămin 4 ani, o cameră cât asta, 4 oameni, programe diferite, toată lumea, că na, nu toată lumea mergea la facultate în fiecare zi și na, nu te mai mișca nimic, adică intrai la 12 ziua într-o cameră de băieți, dormeau toți lați și puteai să le faci orice, că nu se trezeau, gen, puteai să le mănânci din frigider. Se adaptează organismul. Se adaptează, frate, și unde am observat asta, uite, de exemplu, bine, asta e bro science, nu știu dacă există ceva de genul sau... Da. Cred în profesor. Crezi. Deci am observat că, de exemplu, dacă doarme cineva, sunt anumite sunete pe care nu le percepe în somn. De exemplu, dacă tușești sau dacă strănuți lângă unul, nu se trezește. Dar dacă faci un sunet, nu știu, mai periculos sau ceva de genul, de aceeași intensitate, pe ăla l-aude sigur. Sau inclusiv alarma. Adică dacă desfaci un briceag, înseamnă că... Cred. S-a desfăcut briceagul ăla? Dar nu, de exemplu, uite, eu când aud alarma mă trezesc instant, dar la prima notă gen am auzit-o instant, știi, e ca un trigger, știu că trebuie să mă trezesc. În schimb, dacă strănută cineva, nu cred că... Păi și care sunt cele mai mari chestii pe care le-au făcut colegii tăi pe lângă tine sau tu pe lângă ei? Nu știu, în timp ce dormeai sau dormeau? Bă, mi-au băgat o pisică în sertar.
De gen, mi-a băgat o pisică în sertarul cu haine. Da. Și nu, în sertarul cu chiloți, de fapt. Și gen, aveam un chiloț ciorap pe acolo. Și gen, la un moment dat m-au trezit. Și m-au trezit la modul că, bă, dă-mi și mie o pereche de ciorapi. Că gen, murea dracu pisica până am luat eu chiloț pe mine sau asta. Și gen, am deschis ăla, am văzut pisica, dar era cea mai calmă pisică din lume. Gen, s-a uitat la mine așa ca și cum, de ce o deranjezi? Ce vrei, bro? Ce-ți dau? Ce-ți dau? Mamă, dar uite, vezi, mi-e lipsește chestia asta. Bă, da, nu, a fost, viața de cămin, da, chiar mi-a lipsit. A fost o caterincă tare la cămin, dar în schimb sunt sigur că nu-i pentru toată lumea, știi? Adică, na, eu sunt la modul că mă adaptez ușor, înțeleg că unii oameni sunt așa, na, îi las în pacea lor. Nu, dacă nu spală nimeni vase, nu te-a pus să speli tu vase, stai acolo să facă mormanul. Câți ani ai stat în cămin? 4. Am stat 4 ani și gen, am stat la un cămin destul de nașpa ca și condiții pe lângă media pe care o aveam, dar mi-a plăcut na, poziționarea că era la eroilor și era gen cel mai central cămin. Că eram super aproape de facultate, că am făcut dreptul și gen, era fix în campus. Și oamenii, adică n-am, m-am știu căminele alea, da. Aveți și cantină, mai venea să mănânc acolo la voi. Era blană în cantină, totul mai venea. Bană, ieftină, bună, păi și că... La ce nivel? Acum, da, întreb și o chestie. Bine ai venit la podcast? Da, păi nu, întreabă cum să nu. La ce nivel de intimitate erați? Patru băieți? Adică foarte, full on? Da, full on. Adică să, să full mai... on cu palme pe fund? Sunt mai multe full on. Bine, da, nu. Full on cu palme pe fund sunt cu ăștia cu care stau acum, mă rog, cu Sergiu, cu... Ok, să mă chemați. Salut, Sergiu. Dar cu ăia eram la modul că se mai făcea sex în cameră. Na. Da. Ninja sex, ziceam, când gen... Erai cu o tipă, te uitai la film sub pătură, you know, se auzea sunete, toată lumea știa ce se întâmplă. Nu era o nimeni chestie nimic. Tacită, că bă, na, ai. Dar ai că ajungi la un nivel de tovărășie super tare cu oamenii care trăiești în condiții de căcat mult timp, știi? În schimb, la fete era super nasol, că fetele îți dai seama cum sunt, nu, le nu li se sincronizează ciclurile tot timpul. Pun preț și pe intimitate. Da. Era și, mă rog, mai prindeai câte... Adică noi, la noi, la drept, oamenii erau cam la fel toți. Era destul de uniformă treaba. În schimb, la facultățile astea mai de filozofie, sociologie, tot felul de chestii din cadrul universității, mai prindeai de ăștia super dubioși. De exemplu, era o tipă care era super religioasă și le-a aruncat într-o zi toate hainele colegilor care aveau cranii pe ele și chestii. Că gen, ea nu poate să facă așa, nu poate să stea cu așa ceva în casă și gen a început să dea cu tămâie pe acolo. Și dai seama că bătaia pe care și-a luat-o. Puteai să lași prezervative pe lângă aia că le înțepa. Asta e mâna satanei. Da. Cauciucul satanei. Da, da, nu, adică a fost super, super tare viața de cămin și o recomand tuturor că îți dezvoltă un anumit caracter, frate, știi? Învățând să trăiești așa cu oameni, înveți să te pregătești pentru viață, pentru nevastă, de exemplu. Asta zic, mie mi s-a întâmplat asta de când m-am mutat cu, da, cu Iulia, de 2 ani de când stăm împreună. Sunt alt om. Eu și vin și de la mama de acasă și mama extrem de obsedată să facă totul pentru mine și pentru fratele meu. La modul mai lipsează ne pună ciorapi în picioare dimineața. Adică la modul ăla, orice, tot ce aveai nevoie, eu nu luam farfuria de pe masă după ce terminam de mâncat. Shout out către tanti Lăcătușu. Shout out către Mari. Mary. Nu luam farfuria de pe masă, știi? Gen, îmi zicea ea, eu eram... Auzisem eu că ar fi trebuit să spăl și o vase. Nu, las-o acolo. Și făcea totul. Nu vă învățați copiii așa. E extrem de grijulie și așa, nu ajută așa, metoda așa, asta. Așa am fost învățat și eu. Adică așa mă muncește femeia asta și da, mă rog, acum dacă ne luăm toți părinții cumva așa la analizat, eu nu știu de unde au atâta energie, că noi parcă suntem o generație super obosită, da. Și eu sunt tot timpul obosit și vin acasă și zic, mamă, dar ce-aș dormi 2 ore. Bă, mama... Se trezește la 7, se duce la 10 la muncă până la 6, vine acasă și mai bagă încă 6 ore de făcut mâncare, de spălat pe jos, de pus haine la spălat.
De unde? Da, frate, nu, sunt crescuți altfel și noi ne și maturizăm mai greu spre deloc, știi? Adică eu, de exemplu, la 25 de ani, s-a avocat de 3 ani, predau la facultate, whatever, nu mă simt adult, frate, adică nu efectiv, nu pot... Da. Mă, când, nu știu, se strică o priză în casă sau un bec sau astea, mă gândesc, asta e, frate, las-o așa. Mai avem am alte prize, avem te duci și cumperi un triplu. Da, și da, asta e o problemă, e o problemă a generației noastre, că na, toată lumea... Crezi că de ce? Că există un, ar trebui să existe un program de ăsta de maturizare forțată, cum era armata pe vremuri, știi, dar gen acum să fie cumva altfel, să trăiești în niște condiții de genul ăsta un an. Da, mă, și care e faza? Maturizarea vine odată cu greutățile vieții, știi, că începi să devii mai serios când trebuie, practic. E, noi că am crescut, că am avut... Hai, nu, că nu am crescut, nu zici că le-am avut pe toate. Da, dar gen, am crescut cu mult mai puține griji decât părinții noștri, știi? Și practic asta te face un om mai matur, grijile și cum treci peste ele. Și dacă nu le-ai avut, dacă n-ai fost niciodată testat, de-aia probabil că... Și curios cum să fie copiii noștri, frate, că gen, acum diferențele dintre generații sunt mult mai mari. Băi, ai mei cred că o să fie fucked up. Psihologic vorbind, că deja mă gândesc cu a mea și ne facem planuri cum să îi manipulăm, cum să ne jucăm cu ei. Deci stai puțin, sunt planuri sau aveți deja copii? Nu, n-avem, okay. Dar ne gândim când am o să-i avem, câte chestii, ce putem să le facem, încercăm să luăm diverse situații. Da. De exemplu, că ea mi-a povestit acum o chestie super funny, de ce îi făceau a ei. Că și ea a fost traumatizată de mică. E nașpa să ai părinți cu simțul umorului, că te, gen, o să trăiești niște chestii. Ei au zis la un moment dat, o să mă certe că zic asta, că o să se uite, nu-i place să povestesc despre viața ei, dar e foarte funny, îmi pare super asta, chestia asta e mult prea funny. Și de obicei, și am mai zis asta, am fost la podcast la Cristi Priză. Și am zis, de obicei prietenii mei sau oamenii din jurul meu au povești mult mai funny decât mine. Decât viața mea n-a fost așa funny, dar oamenii din jurul meu sunt funny tot timpul. E, și ei ce au zis aici la un moment dat un Crăciun, când era ea mică, ea își dorea o păpușă Batman. O păpușă Batman. Da, și au zis că dacă vrea păpușa aia Batman, trebuie 2 săptămâni în fiecare seară să se roage în genunchi la geam sau o chestie de genul ăsta și să ceară păpușa Batman lui Moș Crăciun. Și el se ducea și făcea chestia asta și ei stăteau acolo și râdeau. Îți dai seama cum să faci asta unui copil și să-l vezi că se chinuie, că el vrea păpușa aia Batman? Și dacă nu se ducea la oră fixă și nu știu ce, nu venea mergea păpușa Batman. Ea încă mai are păpușa aia Batman acasă. Tu îți dai seama cât, bă, ce traumatizat ea, a fost, cât de mult a tras. E, asta cred că o să le facem copiilor noștri, cred că o să fie foarte da, mult. Da, o să-i trolăm. Bă, și care e faza? Că sunt, mă rog, YouTube-ul a luat măsuri cu privire la chestia asta, că erau mult canale care exact asta făceau, știi, erau oameni care își abuzau copiii în moduri funny, whatever, pentru like-uri și chestii și a devenit o super problemă și evident copiii nu prea aveau copilărie, că asta făceau tot de ziua, știi, clipuri pentru YouTube. Da, dar pe de altă parte nu poți să negi că challenge-ul ăla cu I ate my kids candy for Halloween, da, de la Jimmy Kimmel, da, este viață, deci ăla e viață. Sunt multe chestii amuzante și inofensive pe care poți să le faci cu copiii, știi, dar ideea e să nu îți faci un scop din asta, știi, că după aia îți dai seama că na, îți vezi copiii ca pe o sursă de venit sau ca pe a, nu, da, mă rog, asta dacă ești influencer sau ceva, da. Dar influencer, mamă, trebuie să discutăm în termenul ăsta. Dar gândește-te că vine copilul într-o perioadă în care cumva tu aveai niște libertate și apoi nu mai ai și trebuie să stai foarte mult timp cu el și mi se pare normal creierul să se ducă în direcția aia, gen, bă, stai un pic, eu aveam niște timp în care mă distram, nu mai am acum, cum fac să mă distrez în continuare? Mă distrez cu el. Da, și bă, e foarte posibil, dacă glumele sunt inofensive, să prindă și copilul un pic de... și cred că îi și subestimăm. Că eu acum n-am încă și nu știu, dar am văzut la colegul ăsta meu, la Bogdan, are o fetiță, Natalia. 4 ani. Bă,
când vrea ea să îi joace pe degete, îi joacă pe degete, crede-mă. Ei da, sunt foarte deștepți. Și că am auzit asta de la mulți părinți, că îi cam manipulează copiilor sentimental și... Și cred că da, cred că și așa mai apare ideea asta să le dai și tu înapoi niște prank-uri, că până la urmă stai un pic, ia stai frate, uite ce face o copilașă asta. Și vezi, când cu asta te ocupi, practic, trăiești din entertainment și na, asta faci, ai sketch-uri în cap toată ziua, da. Ei, n-ai cum să nu te gândești și la și asta. Da, deci, ba, aș vrea asta, aș vrea să fac asta. Eu nu înțeleg de ce nu fac asta oamenii care sunt în zona asta și au copii. Mm. Eu aș face asta în continuu. Al meu ar juca câte un film în fiecare zi. Nu înțeleg. Asta e că știu, înțeleg limita asta, că nu vreau să-l folosesc da. Cumva împotriva voinței lui, că el nu știe. Dar pe de altă parte... Trebuie să aducă bani în casă, că are 3 ani, are o vârstă. Știi cât ce scumpe sunt scutecele? Nu, pe de altă parte, da, mi se pare că ar și beneficia din chestia clar, asta. Clar, clar. Ar crește într-un fel, e ca și cum de la gimnastică de mic. Asta vorbeam acum câteva zile. Eu am senzația că copiii care îți dați la gimnastică de la 3 ani, bă, oamenii trebuie apreciați. Mai că mai ajung și campioni și nu știu ce. Măi, n-au ales să facă gimnastică. Da. Zim tu mie un om... în toate facultățile mentale care are 20 de ani și zice, bă, aș vrea să mă duc să-mi rup niște tendoane și să merg pe o bârnă de da, 10 centimetri lățime. Că doar așa poți să ajungi să faci gimnastică, pentru că na, există o limită de vârstă la gimnastică, gen, că oricum, care, gen, dacă te apuci de mică, nu poți să faci gimnastică toată viața, tot până la 25-30 de ani da. Poți să faci, că atâta te duce corpul, deci oricum trebuie să te apuci de mic. Fără voia ta neapărat, da, fără voia asta ta, zic. Tot timpul. Poate și așa meu, îl iau de mic, o să joace sketch-uri și ajunge Jim Carrey. Și după aia o să zică, bă, eu nu mi-am dorit asta, a avut tata să mă facă amuzant și m-a făcut amuzant. Andrei Agassi, ai citit da. Autobiografia da, lui, știi, este da, știu, și care-i faza. Forță. Numai despre asta, de un an numai despre cartea asta vorbesc. Și acum mă întreabă cineva ce carte ai citit ultima bă, carte. Bă, știi care-i faza? La fel, tasul asta vreau să zic. Taicăsul punea să lovească 2500 de lovituri pe zi. Pe zi, e extrem de mult. Pentru un copil numai român avea chef, el a urât tenisul, efectiv. Da, oricum, și ăsta, și tata lui Serena Williams le chinuia pe astea, pe fetele lui, tot așa, că se joace. Frate, până la urmă, cam asta e rețeta, să faci campion mondial și n-ai cum să... Ele măcar erau două, cred că mai scăpau cumva, așa se mai... Eu aveam o chestie cu fratele. Să-și cau între ele. Da, aveam o chestie cu fratele meu, ne super tachinam, ne... gen... Cât ce diferență de vârstă între voi? 3 ani. 3 ani. Ele mai bă, mic? Bă, da, așa de retarzi, așa de gen, de copii proști eram... Și eu în special asta mă miră, că el tot timpul a fost mai calm, mai cumva mai cerebral. El a fost ăla cu maturitate din familie, chiar dacă e mai mic. Și eu, bă, deci îl vedeam că eu aveam hiper energie ceva. ADHD. Da, nu. Și îl vedeam că se uita pe Eurosport la Eurogoals. Deci ții minte, toată viața ții minte, în fiecare luni, cumva era o retrospectivă a campionatelor din lume, din weekendul ce trecuse. Și stătea, bă, așa îi plăcea să uite la emisiunea aia. Mamă, și eu aveam... Și nu suportai să-l vezi fericit. Nu suportai să-l văd așa calm acolo, că eu aveam treabă să facem ceva, să ne jucăm. Eu aveam 6 ani, el 3-4, nu, greșesc. Asta e pe la când aveam 9 ani și el 6-7. Și nu suportam efectiv și aveam niște papuci. Și mă duceam la ușă în sufragerie și tot aruncam după el. El stătea în fotole și tot aruncam cu papucii aia și ideea era ca el să se ridice să mă alerge pe mine da. Până în dormitor unde eu intram și blocam ușa. Pleca înapoi, alt papuc. Mă duceam și numai așa, era o oră în continuu. Și asta zic, asta cu frații, apropo de ce da. E o scăpare foarte mișto. La wrestling nu vă uitați? Făceam. Făceați asta. Că... Până într-o zi când cumva... Care e nivelul de limbaj aici? Că deja poți am trecut nivelul. Vrei, m-a călcat pe un coi. Mamă, deci acum am adus aminte de chestie de ziua aia. Bă, tu știi cum ne-am oprit amândoi? I-am zis, bă, stai, stop, a simțit și el că a călcat pe ceva. M-am panicat. Și am mers amândoi, așa, 7-8 ani. Și am mers amândoi la baie, am intrat în cadă și am început să verificăm, că nu știam ce se întâmplă. Și am pus, el nu verifica, el doar se uita.
Știu cât de dubioasă e scena asta pe care o povestesc acum, dar... Dar nu, e ceva ce ai face. Da, eram și singur acasă, ce dracu să facem? E o scenă clasică din viața oricărui om care a avut frați, sigur. Da, oare s-a spart ceva, oare să curgă ceva. Nu știu, ai multe panici în momentul ăla. Da, și nu știam ce să simt acolo. Părea că e ok, ou, părea întreg. Nu știam cum, ce se întâmplă, dacă ou la ce consistență are, cum. Da. Nu știam nimic. Nu știam anatomie. Nu știam anatomie. Nu avem niciun reper, frate. Și încercam să-mi dau seama dacă am ceva. A fost, wow, a fost câteva ore de coșmar, că nu știam ce o să se întâmple. Bă, nu mai durea. În momentul ăla era și adrenalină, da, foarte mult, eram foarte speriat, dar nu-mi dădeam seama că simt bine ce simt acolo. A fost la doctor după aia și a fost, fost okay. Pediatru, da. Super tare. Da, le-ai dat de-astea alor tăi? Că asta, mie și de-asta mi-e frică, acum că tot ne-am apucat să vorbim de copii. Mi-e frică de momentele alea care sunt cumva iminente. Când copilul o să se lovească în diverse feluri, da, din ce în ce mai grotești. Eu am văzut chestia asta la mine, că deci nu pot să mă uit la un copil, chiar al altuia, de exemplu. Nu știu cum, am toți verii mei au făcut copii, mai vizitez familia și efectiv copiii aleargă pe acolo și se joacă. Bă, și am emoții, transpir când mă uit, că sunt atâtea colțuri de care poți să dea cu capul și gen, frate, nici măcar o sunt copiii mei. Am început să le văd și eu pe toate, da, acum. Da, îți dai seama când asta e chestia și mi se pare o greșeală oricum din partea părinților din ziua de azi, că nu își lasă copiii prea mai mult singuri, știi, mai mult să facă de capul lor chestii cum făceam noi, știi, că dacă trăiești într-o lume din asta nerfată așa, dacă trăiești într-o lume nerfată, în care, ce da, bună e asta, în care nu ai niciun pericol niciodată, nu te lovești niciodată, n-ai timp în care să fii singur să și tot timpul stă măta cu ochii pe tine să te supravegheze, nu te dezvolți cum trebuie și nu, dacă nu ai challenges din astea, dacă... De acord, dar fii atent, eu am avut odată o problemă, m-am dus la fotbal. Mm-hmm. Și știi cum e parcul de aici din Crângaș, că mergeam la fotbal în parc. Și eu am stat aici în cartier unde stai. Suntem vecini. Și parcul are cumva o bază de beton, gardul parcului are o bază de beton pe care vine un gard de fier. Și ne urcam cu piciorul pe baza aia de beton și apoi săream gardul de fier. Mm-hmm. Total inutil, că era gen intrare în parc la 200 de metri, dar noi trebuia să intrăm pe acolo. Normal. Și în viteză am fugit și am pus piciorul pe baza aia de beton și am pus numai cu vârful și mi-a alunecat. Moment în care mi-am frecat tibia de marginea aia de beton. Clasic. O bucată așa de cărniță a rămas acolo. Gaură destul de adâncă, știi, că te duci cu tibia și vine până la os, cumva așa. Din adrenalină din nou nu am simțit. Eu n-am simțit nimic, am văzut doar ce s-a întâmplat. M-am spuneat, le-am zis ăsta, bă, stați un pic că s-a întâmplat ceva. Ăștia au venit cu mine, eu pe picioarele mele m-am întors acasă, eram singur. Și na, suna pe tata la serviciu, că nu, cumva sunai pe fix, nici nu există să suni, hai așa. Și zic, bă, tată, am pățit ceva la picior. Ce-ai pățit? Păi fii atent, se vede osul. Eu ce înțelegeam de acolo, aveam, nu știu dacă gen ce vedeam, era osul, dar oricum se dusese destul de bine pe mai multe straturi de carne, era carne vie și curgea și sânge, dar nu foarte mult, că nici, mă rog, să zică copilul tău asta, tata avea și el vârsta pe care, nu pe care o am eu acum, tata avea cred că 35 de ani în momentul ăla. Bă, nu ești oricum. Adică pe atunci îl vedeam pe tata ca acest om atot puternic, care el știe rezolvarea la orice, da. Și care va veni și va rezolva. Realizez acum că în 4 ani o să am și eu 35 de ani și nu sunt nici pe departe omul care să știe ce să facă în cazul ăsta și să mă panichez rău de tot. Și a venit tata, care nu arăta ca și cum era panicat, dar mi-a povestit după aia că bă, excruciating să te sune fitul să zic așa ceva. Eu neavând nimic, eu nu conștientizam durerea și stăteam așa și eram gen, ce facem? M-am dat cu, nu știu ce, aveam apă oxigenată sau ceva. Și ai zis, vezi că m-am dat eu cu apă oxigenată. Și nu te-a durut rău? Și nu aveam, nu, nu am avut treabă. Și mi-a zis, urcă-te mașină să te duc la spital. Și eu am urcat în mașină și stăteam pe bancheta din spate cu piciorul așa. Și a trecut tata pe un roșu și l-a oprit poliția imediat, a trecut pe roșu. Că voi au carnetul, că nu știu ce. Uitați-vă în spate că e filmul, trebuie să... Bă, s-a speriat polițistul, s-a albit la față.
Și acum realizezi cât de greu era și da, pentru tata să trăiască momentul ăla. E, asta. Asta mă sperie. O să am momente când o să se întâmple chestia asta. Când, ei că, când ești mic, exact asta crezi, știi, despre părinții tăi, că, bă, au rezolvare la toate problemele și, în general, despre toți adulții, că sunt deștepți și că toți da. Sunt înțelepți și, da. Și după aia crești și îți dai seama că, bă, chiar nu e așa. Am niște, deci acum am niște probleme cu ei, Doamne, că mama îi sună și se inversează cumva balanța. Da, da, da. Și, de exemplu, mama avea nu știu ce probleme cu un călcâi și zic, du-te la doctor. Nu, că trece, că știu, că doar eu cunoște ce. Zic, femeie! De ce ești așa imatură? De ce mă rog de tine să te duci la doctor când se infectează sau ceva? Și care e faza? Și asta o să fie din ce în ce mai valabil pe viitor. Chestia cu bătrânii înțelepți și cu ăla care le-a văzut el pe toate da. Și chestiile astea o să fie din ce în ce mai rar, aproape inexistentă, pentru că generațiile se schimbă atât de mult de la una la alta. Că nu mai poți să te duci să-l întrebi pe bunică tu cum să agăți o femeie pe Tinder, știi, sau pe Instagram. Deși cred că asta ar fi bravo, uite, asta ar fi o chestie foarte faină. Un sketch, a? Cu un bătrân pe Tinder cu super moves, super slick moves, așa, care e super bun. Noi am făcut la un moment dat la 10 lucruri, am avut o perioadă în care făceam cu Ionuț, a avut el ideea asta, un vlog bătrân, cu Dimitrie Bătrân. Efectiv am găsit un nene la vreo 70 și ceva de ani și făceam review-uri la șah, făceam unboxing de proteză dentară, cum să câștigi la loto, toate prostii, da, chiar, cred că mai sunt episoadele. Ai zis că vrei să vorbim de influencer, că nu-ți plac influencerii. Nu, dar termenul sau cumva... Sau nu-ți place termenul. Bă, dar toată lumea are o problemă cu termenul ăsta și nu înțeleg de ce. Bă, cred că trebuie să ne asumăm un lucru. Și noi ăștia care facem treaba asta, că eu fac treaba asta și da, am reclame plătite pe care le pun pe canalele mele de social media, am așa. Cred că ar trebui să ne asumăm faptul că vine un venit din chestia asta și că oricine dintre ăia care sunt de partea cealaltă și comentează sau sunt hater și zic, oaie, te-ai vândut sclavul lui Coca-Cola sau nu știu ce, oricine dacă ar avea șansa asta și ar considera că nu face un rău prin asta și cumva poate e cumva și de acord cu produsul respectiv într-o oarecare măsură, ar face-o. Și din asta să-și poată câștiga o existență ca să nu mai depindă de un patron la care să lucreze și să-și poată face un conținut foarte fain al lui, să zică, bă, uite, odată pe lună am un proiect care mi-aduce o anumită sumă din care pot să mă întrețin, ca un compromis poate o și face-o. Nu mi se pare ceva de blamat. Pe de altă parte, nici nu cred că trebuie exagerat cu chestia, adică am văzut oameni care erau, nu mai e pe asta. Adică gen cash in, frate. Da. Bă, și care e faza? Evident că toată lumea care, mă rog, nu e, nu știu, miliardar, whatever, toată lumea ar pune un story cu o sticlă de cola în mână să ia niște bani. Adică oricum pui story cu cola în viața ta de zi cu zi, a, știi, fără zic, să oricum, plătească nimeni. Poate tu chiar bei cola. Nu înseamnă că trebuie să promovezi faptul că, hai, frate, să bem 3 litri de cola pe zi. Poate bei o cola odată la ceva timp. Da, și îți place. Singurul loc unde nu sunt deloc de acord cu chestia asta e cu ăștia care promovează uleiuri esențiale și mizerii de-astea. Și chiar credeam că o să zici țigări sau betting sau... În niciun caz. Nu, asta sunt. Nu, nu, dar uleiurile esențiale, aveți grijă cu ăia. Pariuri oricum, ai voie să faci reclamă la TV, ai voie... Eu am fost contactat de... Chiar m-au sunat pentru un site de pariuri și... Ai zis că nu? Și am zis că nu. Nu era de, era de poker, de fapt, dacă să fiu mai... Da, adică de gambling, în orice caz. Și am zis că nu la gambling. Pentru că eu am destul de duble standardele în general și când îmi convine mie cred în ceva, când nu-mi convine nu cred și nu mi-e frică să recunosc asta. Da. Dar cumva nu-mi place chestia asta. Am avut niște prieteni care și-au dat-o rău din cauza păcănelelor și cazinoului și aici cumva mi se oprește mie. Ai văzut vreodată cum reacționează când se joacă? Nu. Deci ai văzut vreodată live? Deci eu am intrat cu un tovarăș
să schimbe niște bani în cazul gen că, a, că uite, am 100 de lei și gen, hai să-i facă 10. Să-mi dea schimbat. Avea să-mi dea mie niște bani, nu știu, vreo 23 de lei. Hai că intrăm aici repede în cazinul, schimbe. Deci, frate, când a văzut omul pe cărnele, că omul avea probleme. Deci, da, și eu am avut sens, am avut prieteni care au avut, dar n-am intrat cu ei niciodată. Chestia e că, deci, când îl vezi cât de acaparat e și că nu se mai poate opri și că mai stai puțin, hai că mai bag milionul ăsta, stai, hai până la bag cum repede, bă, vină mă acasă, nu, stai că acum dă. Gen, intră în transă, eu așa ceva n-am văzut, frate. Deci, așa sunt eu cu alcool. Deci, merg pe la festivaluri, frate, merg pe la petreceri tech. Văd oameni drogați care îl fac așa, știi, gen, nu mi-a n-a venit niciunul la mine, frate de meu, bă. Bine, au mai venit, dar mă rog. Da. Da, înțeleg, da. I feel you. Da, la modul că friendly, știi, a, frate, n-ai și tu, bă. O jumică, ceva, da. No, practic, accurate ar fi. Frate, frate, n-ai și tu o babă. Da, asta vreau să zic. Deci cumva acolo pentru mine e limita și de-aia n-am acceptat să fac chestia asta. Bă, da, și cred că și plăteau foarte bine, că își permit. Deci, era o ofertă, da. Da, super, super tare. Deci asta e cu influencerii din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, cred că și publicul e destul de deștept încât, sau mă rog, depinde ce public îți formezi. Da, e mișto să ai un public destul de deștept ca să înțeleagă că dacă tu faci chestia aia cu produsul ăla, nu înseamnă neapărat că produsul ăla e cel mai tare, înseamnă că tu poate l-ai folosit pentru un timp sau poate că ai un deal cu oamenii ăia și gen, ok, înțeleg că ai făcut dealul ăla, nu e nicio problemă, poate la un moment dat o să-l iau, poate nu mă interesează. Că eu oricum sunt destul de deștept încât să-mi iau produse pe baza a ceea ce gândesc eu, pe baza încercărilor mele. Bine, sau în faza e că, uite, tu ești la un anumit nivel acum și îți permiți să alegi, știi? Dar nu sunt mulți care își permit asta și nu sunt mulți care poate să refuze pe cineva sau nu sunt, na, înțelegi. Și da. Poate că ăia sunt, na, oamenii de care zice lumea nasoale și că fac orice pentru o lingură de ciorbă și chestia asta. Bă, dar ce e cu uleiurile esențiale? Tu nu știi faza cu uleiurile esențiale? Deci eu n-am crezut că există așa ceva. Uleiurile esențiale sunt efectiv niște uleiuri care miros frumos. O, și știu ce sunt, dar care e faza cu influencerii de uleiuri? Și oamenii au creat grupuri de 20.000 de oameni pe care intră, na, oameni vulnerabili în general, bătrâni, bolnavi, oameni cu copii mici, whatever, și ei le folosesc ca tratament alternativ pentru orice. Gen, am văzut o postare extraordinar de teribilă, terifiantă, mi s-a zbârlit părul pe mine, cu una care a zis că, gen, copilul ei a căzut pe jos, avea capul crăpat și că i-a pus nu știu ce ulei și recomandați-mi altul, că i-am pus de ăla și încă mai amețește și cade din picioare. Și ce ulei aș putea folosi, că ăsta nu merge. Gen, bă, nu știu de asta dacă te să râd, adică pe, asta e faza, că bă, cum adică stai? Și gen, efectiv, pentru orice, ai febră, nu știu, pac, te dă un pic cu ulei, te-a făcut boboc. Cred că sunt niște beneficii, nu zic că nu, că am mai auzit și eu de oregano sălbatic sau nu știu ce, dar gen să iei așa, că să-ți întări sistemul imunitar, da? Ulei știu, pentru frate. Spart capul, n-am văzut, a rămas fii mea însărcinată, zici, recomandați-mi un ulei. Da, e râs, da, exact așa sunt postările acolo și faza e că sunt, de-aștia... profilul ăsta clasic pe care îl vânează companiile de ulei, mamă cu copii... De la prima notă. Băi, okay, o să povestesc asta. Dacă trebuie să mergi, hai să închem. I-a mai sunat cuiva alarma într-un podcast vreodată? Bă, alarma nu cred, am mai sunat telefonul. Gen, că trebuie să plece? Da, trebuie să plec, scuze. Nu știu dacă mai merge video. Nu, mai merge de vreo 2 minute, dar e ok. Vezi? Deci cumva la timp a sunat. Da. Trebuie să merg să-mi iau logodnica de la doctor. Felicitări pentru logodnică, însănătoșire grabnică, spune că o salut și că o stimez și mersi că ai venit la podcast, man, fost o plăcere. Bă, mersi, mai erau multe de vorbit, că ne-am dus și... Nici o problemă, mai facem. Da, mersi, fain. Te-am pupat, pa! Baftă!